A trecut ceva timp și vă zic că efervescența asta e reală, lucrurile se întâmplă, ne întoarcem către proiectele noastre, mai ales în zona de antreprenoriat și cele mai noi informații au venit de fiecare dată la matinal în cadrul rubricii Pe legea mea. Cred că simțiți și voi această efervescență și eu mai simt un dor. Acum mi se ustoiește dorul ăsta de Oana Gherghina, avocat de business. Bună dimineața și bine Bună dimineața! Să știi că și mie mi-a fost foarte tare dor de voi. Chiar v-am simțit lipsa și chiar îmi doream să vin. Adică îmi doream să vin la voi să mai vorbim, să mai povestim. Mi-au scris oamenii, telespectatori pe Facebook. Ce faceți? Ați renunțat? Nu, n-am renunțat. E doar o perioadă scurtă în care nu s-au întâmplat lucrurile așa cum ne-am dorit noi. Dar iată-ne din nou aici. Și abordăm un subiect foarte interesant, dar înainte de toate, ca să știe cei de acasă, ceva fantastic. Nu știu dacă îmi dai voie să spun treaba asta. Oana este mamă de băiat de 18 ani. La mulți ani, Vlad, să fii sănătos. Mulțumesc, mulțumesc, ce surpriză plăcută. Da, mulțumesc, într-adevăr, copilul a făcut 18 ani. Copilul nu mai e copil. Și acum, dacă tot e momentul dezvăluirilor, i-am spus la un moment dat, este singurul meu copil și i-am spus la un moment dat, Vlad, uite, te rog, dacă eu o să fiu la un moment dat momoasă, poate prea siropoasă, tu te rog să mergi, dar eu încă nu sunt pregătită să zbor din cuib. Deci chiar nu sunt pregătită. Și ai zis, o să fiu înțelegător cu tine. Deci te rog, tu zici ca mine, faci ca tine și totul o să fie bine. Da, mulțumesc, mulțumesc pentru... Vrea să zboare din cuib în exteriorul țării, peste graniță? Sau... Nu. Noi nu suntem, deși soțul meu este pilotul, știi foarte bine, și zboară des peste granițe sau cel puțin zbura, mă rog, o să revină lucrurile într-un viitor. Noi nu suntem adepții plecatului din țară, adică nici eu și nici soțul meu nu ne dorim să se întâmple lucrul ăsta. Am mers mult în străinătate, am colaborat de-a lungul anilor foarte mult cu omologii mei din alte țări și mie mi se pare că România e locul unde eu chiar trebuie să stau și să-mi desfășur activitatea, fiindcă în alte locuri am mai fost conjunctural, în diverse situații, mă simt bine ca în vacanță, dar nu m-aș simți bine să trăiesc acolo, pentru că nu e locul în care mă simt acasă. Adică tot timpul am ideea când mergem acasă, indiferent cât aș sta. Și atunci nu vreau și nici Vlad nu-și dorește să plece din țară. Slavă Domnului! De foarte multe ori aici la matinal ai militat pentru ideea că România încă este un teren fertil pentru zona de business. Doamne, da, tu știi că asta e părerea mea. Deci chiar asta este părerea mea. Eu cred că oamenii care realmente doresc să devină antreprenori au o șansă mult mai mare în economiile emergente decât într-o țară nouă unde nu cunoști pe nimeni, unde lucrurile sunt clar stabilite și unde nu prea ai tu cu ce să vii așa extraordinar. În România încă sunt foarte multe oportunități neexploatate. Iar pandemia asta a modificat gândirea și businessurile și chiar o să vorbim despre treaba asta. Tu știi că eu sunt pe optimist, deci nu o să fie o emisiune plângăcioasă în niciun caz. Nu o să plângem de milă celor care nu au reușit să depășească pandemia, pentru că eu am un principiu și asta ar putea să pară ca și cum aș fi o persoană lipsită de empatie. Dar nu este vorba despre asta. Eu am un principiu. Dinozaurii au murit că nu s-au adaptat. Și din experiența mea profesională îți mărturisesc că am avut de-a face cu o grămadă de manageri în această perioadă, pentru că a fost de așa natură situația încât au avut nevoie de sfaturile noastre. Și mi-am dat seama că România are un mare avantaj din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că noi suntem într-o zonă de instabilitate economică datorată contextului în care ne aflăm momentan, că până la urmă democrația noastră este foarte fragedă, foarte tânără și până se așează lucrurile, este normal ca situația economică să fie oarecum instabilă, că se dorește menținerea ei, este adevărat, dar nu întotdeauna se reușește treaba asta. Și atunci managerii din România au acest skill de a putea fi flexibili în comparație cu manageri din țări cu o democrație veche, unde cea mai mare problemă a fost această adaptare la o situație nouă. Am avut discuții, chiar și în cartea pe care o scriu acum am povestit lucrul ăsta, am avut discuții cu manageri din afară, care spuneau că sunt dați peste cap de această situație, că nu au suficiente informații ca să poată lua decizii, erau foarte deprimați, procesul decizional era întârziat de nesiguranță și de faptul că ei nu aveau această capacitate de a se aduna și de a reacționa într-un termen rezonabil la o situație. Iar acest lucru, din punctul meu de vedere, dă un avantaj competitiv managerilor din România, care și înainte erau obișnuiți cumva să ia lucrurile din mers pe mâine. Exact, să ia decizii cu o cantitate de informație mai mică poate decât și-ar fi dorit, dar cu toate astea să reușească să meargă înainte. Și lucrul ăsta eu cred că e un avantaj pentru managerii din România. Având în vedere piața asta încă volatilă în această perioadă de pandemie, care sunt oportunitățile de afaceri în România? Tu pe ce ai miza? Oh, Doamne, sunt foarte multe oportunități. Pandemia, așa cum ți-am spus, a fost o situație devastatoare pentru omenire. Este adevărat lucrul ăsta, dar exact cum am vorbit mai devreme, nu vrem să fie plângăcioasă emisiunea. Deci toate lucrurile rele le știm cu toții acasă, nu trebuie să vorbim despre ele. Fără dezavantaje că le știm cu toții. Dar oportunitățile sunt colosale. În primul rând, această techceleration, da? Acest proces de tehnologizare accelerată ne-a dus undeva, în opinia mea, prin 2027. Eu așa cred. Digitalizarea va avea un efect extraordinar asupra businessurilor, atât în mod direct, cât și în mod indirect, pentru că businessurile vor arăta altfel. Acum, nu contest că există și business-uri care nu au reușit să se adapteze. Dacă mă întreb pe mine, din cauza managerilor business-urilor respective, nu neapărat din cauza industriei, excluzând aviația, care este o industrie prăbușită, și zona conexă a aviației și câteva alte domenii de activitate, Horeca, de exemplu, s-a reinventat. Adică avem bucătar cu stele Michelin, da? În Londra, super restaurant, care s-a reinventat și are acum un nou business cu fine dining acasă și care funcționează wow, și în care cutiile lui vegan sunt foarte faimoase și toată lumea vrea să comande și așa mai departe. Și iată cum un business care teoretic trebuia să moară cu artificii s-a reinventat. Deci lucrurile ar trebui să curgă într-o zonă în care inovarea cumva ajute să se termine cu acest handicap, adică să gândim un pic, să regândim toate afacerile. Și la nivelul mare, corporațiile chiar fac lucrul ăsta. Adică își reinventează afacerea, pentru că muncim de acasă, da? Ok, muncim de acasă și asta poate fi o oportunitate de la, ce vrei tu, de la vânzătorii de echipamente de fitness, pentru că facem sport acasă, la programe de sport acasă, la tot ce înseamnă logistica de birou. Gândește-te câte calculatoare și câte business-uri au înflorit în domeniul biroului de acasă, pentru că ai nevoie de biroul efectiv, mobilă, da? Scaunul de birou, echipamentele de birou și așa mai departe. Mai mult decât atât, sunt o grămadă de alte afaceri care poate ar fi ajuns mai târziu să se dezvolte. Și îți dau un exemplu, îți dau din America ca să nu fim cu firme, da? Drone, livrarea produselor cu drona. Spitale din America, pentru că acolo sunt spațiile foarte întinse și distanțele foarte mari și oamenii nu aveau posibilitatea să ajungă la spitale, sau mai mult decât atât existau riscul să se contamineze pe traseu, și atunci spitalele au închiriat sau au cumpărat drone care au livrat de la medicamente oncologice, sânge și tot ce vrei tu. Mecanismul și statul a ajutat la inovare, pentru că legislația nu le permitea, dar s-a modificat legislația. Iată, deci pași care s-au făcut foarte accelerat în domenii în care oamenii aveau nevoie de schimbarea asta, dar poate, dacă nu ar fi fost această pandemie, schimbarea s-ar fi întâmplat mult mai târziu. Adică eu ți-am spus, din punctul meu de vedere, noi suntem acum, cu digitalizarea, noi românii cel puțin, chiar eram rău. Adică pandemia asta cumva a deschis mintea oamenilor. Acum poți să depui la primărie niște hârtii online și nu mai e nicio problemă. Poți să depui la ANAF tot felul de hârtii și nu mai e nicio problemă. Să-ți scoți cazierul fiscal, exact, fără să stai la coadă. Fără să stai la coadă, iată, deci se putea. Mă întrebai mai devreme cu instanțele de judecată. După ani și ani și ani, iată că se poate să avem un dosar programat la o anumită oră și nu trebuie să chem pe toată lumea la 8:30 dimineața ca să socializeze la cafea, exact, sau să stea ore în șir, să piardă ore la tribunal, în condițiile în care îți vine rândul la ora 2. Adică nu era nici normal, nici moral, nici în niciun fel. Era vorba de lipsă de respect a sistemului. Iată că s-au făcut pași. Acum eu sper să se și mențină. Educația online, sincer, deci dacă până la pandemie, când veneai cu o diplomă de la un curs online, era așa, privită cu foarte multă reticență. Nimeni nu zicea că a fost seriozitate în acel curs, ci doar că ai mai pus o diplomă în dosar lângă CV. În ziua de azi nu mai există această abordare. Educația online a intrat pe deplin în mintea și în conștiința oamenilor ca fiind un proces educațional paralel, dar la fel de eficient. Și iată că putem avansa și din punctul ăsta de vedere. Treaba asta poate ajuta mai ales în zonele în care copiii nu au posibilitatea să ajungă efectiv la școală. Adică există și locuri pe lumea asta unde copiii chiar nu ajung la școală. Și iată că e și mai bine pentru stat din punct de vedere al bugetului, că investești odată în tehnologie, în aparatură pe care o livrezi copilului, fără să mai fie necesar să umbli brambura după forță de muncă. Da. Forța de muncă, să știm că întârzie să apară în anumite domenii pentru anumite materii, așa că e un avantaj. Vreau să zic că prietenul meu a râs de mine legat de digitalizare. Eu sunt un om foarte organizat și cu firma mea, în general, în ultimii ani, sunt destul de bine plasată în zona asta. Și am avut de semnat un contract, am făcut o factură și s-a uitat la mine și a zis, ce e ăla? Și am zis, un facturier. Cum adică un facturier? Tu nu-ți faci facturile digital? Și mi-a zis, iubita mea, hai să ne digitalizăm puțin. Și am zis, ok, e mișto toată treaba asta cu digitalizarea, dar depinde și de felul în care ai construit un antreprenor. Eu, de exemplu, sunt clasică, sunt vintage. Și ajungem la ce spuneam, dinozaurii au murit că nu s-au adaptat. Atenție! Trebuie să ne adaptăm cu prețul ăsta al schimbării mentalității noastre. Trebuie să ne adaptăm. Digitalizarea și zona tehnologică și inovarea, gândește-te câtă inovare s-a întâmplat în acest an. A trecut un an și într-un an de zile numeroase industrii au făcut un salt uriaș. Lucrul ăsta eu cred că e bun pentru omenire. Eu chiar cred că este bun. Gândește-te că un vaccin cu o tehnologie super nouă a fost realizat în 8 luni și funcționează. Deja nu cred că mai e nimeni care să zică că nu e bun vaccinul, că cifrele până la urmă vorbesc de la sine. Adică eu nu sunt... tu știi, m-ai întrebat și eu m-am vaccinat. Eu consider că vaccinarea este o metodă prin care am scăpat de ologii satului, de exemplu. Da, ologii satului, care erau până mai de ună zi, când copiii de vârsta mea știu treaba asta, erau practic copii oameni cu sechele de la poliomielită, care a fost eradicată prin vaccinare. Deci iată, vaccinarea nu poți să spui că nu are efecte, pentru că au fost eradicate boli foarte, foarte grave. Și eu sunt un adept al vaccinării, cred în știință, cred în tot ce înseamnă treaba asta și... Mai mult decât atât, inovarea asta, că aici vreau să ajungem, inovarea în medicină cred că este un lucru absolut extraordinar pentru omenire. Gândește-te că spitalele în câteva luni de zile, uneori peste weekend, au reușit să implementeze programe prin care oamenii să beneficieze de servicii medicale la distanță. Un lucru absolut extraordinar, pentru că aceste platforme trebuie menținute și după ce trece pandemia. Riscul de contaminare cu alți viruși, nu neapărat cu COVID-19, există și va exista oricând în momentul în care mergi la spital. Deci, iată, dacă există posibilitatea să se facă telemedicină, e grozav să se facă. Adică, până la urmă, despre asta e vorba. Alte oportunități. Zona de e-commerce a explodat efectiv și trage după ea și alte industrii. O să-ți dau o singură cifră, că nu vreau să plictisim lumea, dar asta chiar a fost interesant când am citit această statistică. De exemplu, la nivel mondial, industria livratorilor de mâncare valorează 183 de miliarde de euro. Doar industria livratorilor de mâncare, pentru că în momentul în care s-a digitalizat, take-away-ul a prins aripi, chiar dacă a murit Horeca, și take-away-ul ăsta trage după el alte industrii, livratorii, ambalaje și așa mai departe. Iată, deci totul se rostogolește. Aici voiam să ajung. De asemenea, e-commerce, da? Toate magazinele astea online trag după ele și alte industrii. În afară de faptul că ne-am luat calculator, ne-am obișnuit cu digitalizarea, deci dacă tot comand mâncare pe internet, pot să-mi comand și pantofi pe internet. Am deja garanția că politicile de retur și așa sunt deja implementate și lucrurile funcționează în foarte multe cazuri, mă rog, cu excepțiile de rigoare. Și atunci oamenii nu mai sunt reticenți să comande, cu atât mai mult cu cât n-au unde să meargă la magazin. Gândește-te că în alte state europene magazinele sunt închise de 8 luni de zile. Deci iată, ajungem în situația în care suntem cumva conjunctural nevoiți să comandăm de pe internet. Această industrie care a luat niște aripi extraordinari trage după ea și alte industrie. Industria livrărilor. Livratorii automat au job, poșta și curierii și așa mai departe, iarăși business-uri care se pot extinde uriaș sau se pot dezvolta noi business-uri, pentru că piața are o cerere foarte mare. Eu cred că și aviația își va reveni, pentru că nevoia omului de a se mișca dintr-o parte în alta nu a fost anulată de pandemie. Adică nu ne-am vaccinat împotriva dorinței de a ne plimba în niciun caz. Poate o să se modifice turismul de business, pentru că ședințele online fiind deja la ordinea zilei, într-adevăr, turismul acesta de business ar putea fi afectat, dar eu cred într-o creștere a turismului de plăcere și cred că industria aviatică va avea un boom în curând. Eu am tot zis aici la matinal că lucrurile nu sunt întâmplătoare și iată cum ai dus discuția către turism și noi chiar asta vrem să facem acum, să călătorim puțin. O, Doamne! Marian de la Marian Adventures, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Și eu vă mulțumesc. Și te aștept și săptămâna viitoare. Cu drag. Să vorbim în continuare despre zona de business, pentru că eu cred că acolo au oamenii foarte, foarte mult de câștigat și noi în general ca națiune. Păi cine s-a uitat la emisiune a avut o grămadă de idei. Acum, din tot ce am transmis eu, cineva care a stat cu pixul și foaia putea să-și noteze și să... Dacă un tânăr care își dorește să intre în zona de antreprenoriat putea să aibă câteva idei care eu cred că sunt chiar funcționale. Mulțumim tare mult, Oana. Și eu vă mulțumesc. Iar mai departe, așa cum v-am spus mai devreme, o să facem o călătorie în Egipt, în deșertul alb, alături de Marian Adventures. Marian Adventures este un canal de YouTube al lui Marian, așa cum îi spune și numele, și acolo puteți să intrați să vedeți și mai multe clipuri în care vă puteți plimba nestingheriți. Și dacă vă vine să credeți sau nu, locul ăsta e în Egipt. Vă prezint Sahara Beida. Salam alecum și bună dimineața de aici, din mijlocul deșertului. Astăzi o să luăm micul dejun aici la hotel. Noi am stat la Solimar Pioneers în Oaza Carga, după care vom pleca mai departe înspre altă oază care se cheamă Farafra, iar în drumul nostru vom trece și prin Oaza Dakhla. Avem vreo 500 de kilometri și astăzi de făcut, tot la fel prin inima deșertului, tot la fel prin pustietate. sunt doar câteva oaze mici răsfirate de-a lungul drumului. Diseară sper să ajungem în Farafra și să și vizităm deșertul alb, locul pentru care de fapt noi străbatem acum deșertul. Cam așa trăiesc oamenii ăștia aici în Oaza Dakhla. Am fi vrut să ne oprim și să interacționăm cu ei prin cafenele măcar, dar tot ce am văzut pe marginea drumului, toate erau închise și e și normal să fie așa, pentru că nimeni nu bea cafea în perioada asta, nimeni nu bea ceai în timpul zilei, iar despre turiști nici nu poate fi vorba pe aici. Nu, aici nu este o iluzie optică, chiar am găsit un imens lac în mijlocul deșertului. Deci dacă mergeți prin deșert și vedeți iluzii optice, nu toate sunt iluzii optice, unele chiar sunt în realitate și chiar poate fi apă în deșert. Bineînțeles că vom face un tur al acestui oraș antic construit din chirpici. Intrăm să vizităm moscheea acestui oraș antic cu acest minaret care se vede în fața noastră, inscripții foarte vechi pe boiandrugi, iar așa arată interiorul moscheii. Totul e din lemn foarte vechi, iar aici cred că suntem în exact sub turn. Ba nu, ăsta e unul dintre turnuri, nu e la înalt. Hai să vedem cum arată ăla înalt. Aici e cel mai înalt, doar că intrarea în el e încuiată. Hai să vedem pe aici. Da, și aici e închis. O să căutăm altă intrare înspre partea de sus a orașului. Hai să vedem pe aici dacă putem ajunge în partea de sus a orașului. Este extrem, extrem de cald, 44 de grade. Efectiv ne învârtim ca printr-un labirint. Sper să mai ieșim de aici astăzi. Mergem să vedem apusul în deșertul alb, această minune a naturii. Și bine ați venit în Sahara Beida, adică deșertul alb. Sunt extrem de emoționat că am ajuns din nou aici. Eu am mai fost acum vreo 10 ani. De atunci mi-am propus ca să mai ajung neapărat cel puțin o dată. Și uite că a trecut atâta timp până când am reușit din nou să ajung aici. Ce este deșertul alb? Este asta. Un deșert plin de stânci de calcar foarte, foarte albe. Un deșert în care a fost sculptate tot felul de forme care mai interesante. Cât vezi cu ochii, doar stânci albe și formațiuni care mai ciudate. Este cu adevărat o minune naturală acest deșert alb. Da. Ne plimbăm pe niște stânci albe, printre niște sculpturi naturale foarte interesante. Acolo avem o ciupercă. Am venit exact la fix aici, pentru că mai devreme n-am fi putut să stăm de cald. Acum a început să se răcorească cât de cât. Este și apusul soarelui, mai avem vreo jumătate de oră, cred, până când va apune soarele, jumătate de oră în care ne vom plimba pe aici prin deșertul alb. Am văzut de departe o formațiune foarte interesantă. Nu știu dacă vedeți, acolo în față este o formațiune care seamănă cu acele statuiete cu capul lui Nefertiti. Interesant, nu? Trecem pe lângă capul lui Nefertiti și o să ne plimbăm aici pe aceste stânci de calcar foarte albe. Contrastul cu nisipul deșertului este foarte interesant. Încă un loc pe care vi-l recomand să-l vizitați, vi-l recomand cu căldură. Într-adevăr, este greu de ajuns aici, nu este ușor, dar credeți-mă că merită tot efortul să ajungi să te plimbi pe aici prin deșertul alb. Aici parcă am fi peste valurile mării. O grămadă de locuri interesante, de sculpturi interesante, atât în pământ, cât și în formațiunile din stâncă. Cam ăsta a fost vlogul de astăzi. O să-l încheiem aici, în deșertul alb. Apune soarele în 2-3 minute. Noi o să mergem după aia înapoi la cazare. De fapt, prima dată mergem să mâncăm ceva, că la cazare n-avem mâncare. O să mergem în Oaza Farafra, vom mânca ceva, după aia mergem și la somn. Stați aproape că mâine urmează să mai vizităm un loc foarte interesant de aici, din zonă, și anume un munte de cristal. Îmi cumperi cristale? Nu te să-ți cumpăr, că sunt acolo gratis. Ai vreau să-mi cumperi. Bine, îți cumpăr. Așadar, vă mulțumesc mult pentru că ne urmăriți, vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc mult tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. N-a fost ușor să ajungem aici, ați văzut, 2 zile prin deșert, dar credeți-mă că a meritat din plin. Până la următorul vlog, de aici din Sahara Beida, eu sunt Marian Marcel, ea este Ramona și noi vă spunem masalama, la revedere! Exact așa apune soarele aici în Sahara Beida, în deșertul alb din Oaza Farafra, Egipt. Să știți că am primit indicații clare să văd ce se întâmplă cu racul și scorpionul, să insist puțin mai mult, dar eu cred că toți trebuie să aflăm ce se întâmplă din punct de vedere astrologic cu noi în acest final de lună mai și, bineînțeles, iată că vine vara și am înțeles că e o vară plină. Așa ne spune doamna Minerva în această dimineață. Bună dimineața și bine ați revenit de data asta. Bine v-am găsit de asta dată fizic, da, într-adevăr. În primul și în primul rând este un an, o vară, mai precis, bogată în evenimente. Ea va debuta cu cele 2 eclipse, pentru că eclipsele întotdeauna au loc 2 câte 2. Deci are loc o eclipsă, avem o eclipsă totală de lună pe 26 mai, iar pe 10 iunie vom avea una inelară de soare. În octombrie, la început de lună, deci vom finaliza vara cu eclipsă de soare și vom trece în noiembrie cu o eclipsă tot așa totală de lună. Este bine că nu mai avem 6 eclipse ca anul trecut. Periodic. Rupt, efectiv, anul trecut. Deci toată lumea și tot ce s-a întâmplat la nivel mondial, părerea mea este că a avut legătură extraordinară. Există niște subtilități în astrologie pe care doar zic eu că experiența ți-o poate confirma. Mie mi-au luat 30 de ani să înțeleg de ce Marele Malefic și Marele Benefic, Jupiter și Saturn, sunt planetele care fac legătura între mine ca individ, ca individualitate și voi, colectivitate. Deci între planetele personale și planetele transpersonale. De ce? Este foarte simplu, am spus-o și o spun în continuare, pentru că cele două, calitățile celor două semne sunt interșanjabile. În ce sens? În momentul în care Jupiter, care este considerat Marele Benefic, intră în aspecte negative, se transformă într-un malefic, iar Saturn, care intră în aspecte pozitive, se transformă într-un benefic. Deci cele două planete își joacă rolurile. Și sunt multe chestii din astea mărunte care, spuse și atenționând oamenii, înțeleg despre ce este vorba. Deci această vară, ca să zic așa, o prevară, ca să spun, a debutat cu prima vizită a lui Jupiter în Pești după aproximativ 12 ani. El se simte foarte bine în Pești, el a fost primul stăpân al peștilor, de aia se și spune că este în domiciliu. Neptun este dispozitorul modern sau stăpânul modern, cum se spune, însă trebuie să ne așteptăm acum la aceasta până pe 28 iulie la fel de evenimente. De ce spun treaba asta? Pentru că o să vedeți și eclipsa are loc pe axa 3-9, deci pe casa, mai precis în casa nouă, care este o casă a filozofiei, a metafizicii, a drumurilor lungi, dar este și casa contractelor internaționale, este și casa spiritului de aventură. Deci fiecare casă este un domeniu de acțiune extrem de complex. Eclipsa va avea loc acolo, Jupiter este stăpânul casei a noua, deci și a săgetătorului, care în mod clasic se află în acea casă. Și atunci s-ar putea să asistăm acum la multe mișcări spirituale, filozofii noi, un interes sporit pentru spiritualitate și ocultism, inovații în cinematografie, în fotografie, în muzică, de asemenea niște cutremure, ca să spun așa, în lumea muzicală s-ar putea să aducă în centrul discuției fie diverse personalități, fie diverse stiluri de muzică, deci lucruri care ne ating. Cercetări, în special cercetări în ceea ce privește sănătatea mentală. La ora actuală ați văzut, inteligența artificială a început să preia din atributele intelectului uman, dar lucrurile acestea nu pot să rămână o veșnicie să ne coordoneze, pentru că vorba lui Isaac Asimov spunea că, care previziona că vom cădea sub influența inteligenței artificiale și că deciziile nu le vom mai lua noi. Ferească Dumnezeu să se întâmple așa, dar nu se știe niciodată, ce și Ray Bradbury spunea același lucru. Deci sunt doi autori de SF care vorbeau despre acest lucru. Am putea să mai discutăm apoi despre cercetări suplimentare asupra substanțelor care modifică starea de conștiință. Și aici probabil că vom intra în, să-mi fie iertat dacă fac vreo greșeală, s-ar putea ca studiile în ceea ce privește marihuana, indicațiile ei, se știe că foarte bine că în anumite boli marihuana face minuni. S-ar putea să asistăm la aceste cercetări să meargă mai departe, în profunzime, iar omenirea să poată să aibă acces la acest tip de vindecări. Și ca să continui ce a spus invitata ta dinaintea mea, să nu uităm că toată această explozie de inovație, de descoperiri și în special în domeniul sănătății țin de era vărsătorului. Iar românul este un vărsător prin excelență. Noi suntem niște uranieni născuți, deși România s-a format la 1 decembrie, ca ascendentul ei este un vărsător. Deci, și nu întâmplător, atâția români sunt prinși în cercetare și sunt descoperitori a temiri ce lucruri noi. Ce aș mai spune? Eu v-aș întreba și de Mercur, pentru că... Da, o să ajung... Asta este așa. E încetățenit printre noi și ne întrebăm ce mai face așa din când în când. Deci vreau să vă spun că pe 14 mai a început ciclul retrogradării mercuriene. El va retrograda noaptea de 29 spre 30 mai, iar între 30 mai și 21 iunie va fi retrograd. Deci aici sfătuiesc pe toată lumea, dacă n-au antamat, să nu intre în discuții, în negocieri, să nu cumpere la prima impresie, pentru că acum îți fuge imaginea, cum se spune, și Mercur îți joacă feste dintre cele mai ciudate. Pentru că tot ceea ce inițiezi pe Mercur retrograd, dacă nu este bine susținut din punct de vedere a informației și din punct de vedere contractual, cade. Cade și trebuie reluat în momentul în care el revine în mers normal și repus pe tapet. Eu previziunile pentru vara asta le-am făcut ținând cont de Mercur retrograd și de faptul că în octombrie va avea loc, când va începe toamna, când intrăm în toamnă, va avea loc ultima retrogradare a lui Mercur în Balanță. El este retrograd, va intra, cum spuneam, în retrogradare în Gemeni, deci vizată va fi comunicarea în mod special din acest punct de vedere și nu doar comunicarea, trebuie avut în vedere faptul că toate situațiile conflictuale devin mai fluide, există șansa, chiar dacă este Mercur retrograd, dacă s-a stat înainte de a intra în retrogradare la masa tratativelor, să se semneze un contract și lucrurile să se cumințească. Ce mai trebuia eu să spun despre Pluto, care a intrat în retrogradare pe 27 aprilie și uitați-vă ce se întâmplă în Israel. Deci a fost unul, am și spus când am zis va intra în retrogradare, se va întâmpla ceva. Așteptam să văd ce se întâmplă, când am văzut, zic ia uite-l pe Pluto retrograd ce face. Acum, anul ăsta, Pluto retrograd, dacă anul trecut Pluto retrograd se referea la o stare a noastră, o stare interioară, faptul că ne simțeam prizonieri în propriile noastre case. Din păcate, Pluto și cu Saturn erau în casa a 12-a, acum Pluto a rămas în casa a 12-a, casă care este și o casă a pușcăriilor. De aceea, percepția fiecăruia dintre noi, casa în care locuim este o pușcărie. Perioada în care am fost obligați să stăm în case. Acum s-a mutat, centrul de greutate s-a mutat în exterior, în schimbările care trebuie să aibă loc, nu de alta, Pluto mai stă încă până în 2024, pe urmă va trece în Vărsător, iar rolul lui Pluto în Capricorn a fost să dărâme tot ceea ce este anacronic, tot ceea ce nu ne mai este de folos, să ne eliberăm, dar de aia se și cer noi pârghii economice, noi pârghii politice, politici educaționale, politici de sănătate, toate astea vin la pachet, ca să spun așa, cu Pluto care este în Capricorn. Dacă nu, generațiile următoare, pentru că niciunul dintre noi nu experimentează un ciclu plutonian de la cap la coadă, ca să zic așa, în medie cam 3 cicluri ale lui Pluto, cam 3 semne apucăm, 3 tranzite apucăm să trăim, alții poate 4, singurul tranzit care este resimțit este cel de 84 de ani al lui Uranus și pe care putem deja să-l analizăm din perspectivă istorică, din perspectivă ideologică, din perspectivă filozofică. Multe lucruri noi s-ar putea să înceapă cucerirea spațiu, de fapt a și început deja, dar lucrurile merg încet, încet într-o direcție în care iată, deschide noi posibilități, să nu uităm, suntem 7 miliarde de oameni. La un moment dat, suprapopulația va induce foamea. Deci trebuie găsite soluții ca omenirea să se poată dezvolta și atunci singura ipoteză pe care o văd plauzibilă este cucerirea spațiului cosmic, universul, pentru că în fond și la urma urmei din univers am venit, în univers ne ducem. Noi suntem în esență niște sisteme energetice, de aceea unii rezonăm unii cu ceilalți, alții avem o anumită, nefiind pe aceeași lungime, nu ne simțim pe aceeași lungime de undă, pentru că aceste tipuri de energii variază de la un semn la altul, de la un nativ la altul, totul este funcție și de ora de naștere, și de săptămâna nașterii, și de ziua nașterii, pardon, de generația căreia îi aparțină. Deci, repet, atenție la comunicare, nu semnați contracte, nu cumpărați obiecte de valoare, abțineți-vă dacă doriți să vindeți sau să cumpărați o casă, doriți să vindeți sau să cumpărați o mașină, sfatul meu este ca după 25 iunie să reluați negocierile. Dacă vă vine, în schimb, dacă vă vine ideea pe Mercur retrograd, notați-vă dar nu treceți la acțiune. Deci vreau să înțelegeți, fiind vorba despre comunicare, în acest moment tot ceea ce vreți să faceți trebuie să puneți pe hârtie. Deci cel mai bun lucru ăsta este: puneți pe hârtie, analizați și după ce Mercur revine în mers normal, dumneavoastră să treceți la, să puneți în aplicare ceea ce v-ați propus. Haideți că... Fluctuațiile pe care fiecare nativ... Da, de asemenea o să asistăm la niște fluctuații financiare extraordinare pe Mercur retrograd, pentru că Mercur... puțin, cred că am fost singurul astrolog care a scris, acum nu că mă laud, că n-am de ce să mă laud, fac practic astrologia asta de la 14 ani, deci azi mâine am 64, sunt niște ani, o jumătate de secol, dar ca profesionist o practic de circa 35 de ani. Am făcut foarte multe analize și se fac foarte multe studii. Adică am citit foarte mult în domeniu și am strâns informație vis-a-vis de ceea ce se poate întâmpla. Și mergând, pornind de la, din acest punct de vedere, am rămas foarte surprinsă că nimeni nu a vorbit despre Mercur, care are o mare capacitate. Mercur este singurul zeu, dacă vreți, sau singura zeitate care avea capacitatea de a coborî și în lumea de dincolo. Adică făcea legătura face legătura într-un fel sau altul între lumea mea și lumea existentă și lumea inexistentă. Lumea a lui a fi cu, cu lumea a nu fi. Și este singurul care avea această datorie și acceptat de Hades, de Pluto, de stăpânul bogățiilor subterane, dar și a lumii morții, ca acest zeu să vină să-i predea sufletele. Interesantă ideea, sufletul. De ce trebuie să-ți predau sufletul? Probabil știți că, din experiență, că se pare că sufletul sau spiritul, de fapt, nu are mai mult de 12 grame. Este foarte mic. Și așa se și spune că, de fapt, noi în univers, când plecăm în cealaltă dimensiune, suntem niște luminițe, niște surse de energie care luminează. Și că de fapt le dăm forma celor pe care i-am știut, de fapt ei se materializează din inconștientul nostru. Dar astea sunt mai multe. Și o a doua chestiune foarte interesantă, se știe că Mercur este stăpânul comerțului. Apropo de comerț. Deci mare grijă ce negociați, mare grijă ce depozite faceți, mare grijă în ce vă gândiți să vă investiți banii pe care îi aveți, pentru că nu întâmplător are acel toiag, acel caduceu, care dacă îl întoarcem o să vedeți că sunt sinusoidele care explică fluctuația financiară. Și iată că ajung de unde am plecat, despre fluctuațiile financiare din această vară. Probabil că euro va cunoaște încă o creștere, el deocamdată este ținut greu în frâu, dar să nu uităm că peste tot în lume nu s-a mai produs. Vă spuneam la început că am primit indicații clare de apă descoase despre Scorpion. Da, Scorpionul este un semn de apă, este un semn spiritual, aș spune, și o spun pentru că eu am o convingere, am un marcaj de Scorpion și știu că datorită acestui marcaj am și avut acces la anumite planuri ale astrologiei, subtilitățile astea despre care eu vorbesc. Anul ăsta nu-i merge rău, nu i-a mers rău nici anul trecut, dar a avut un ciclu de vreo 6 ani, până acum vreo 4 ani, când i-a mers foarte prost. Ce este surprinzător la Rac și la Scorpion anul acesta, că pot veni copii, cei care își doresc copii pot face copii, cei care își doresc să se căsătorească, deci să stabilizeze o relație, vor putea să o facă. Mai mult, dacă își doresc, și aici este valabil însă pentru toate semnele, Dacă vă doriți să faceți ceva pe cont propriu, având în vedere că lumea s-a schimbat extraordinar într-un an de zile, deci tot ceea ce înseamnă forță de muncă și sistem de muncă a cunoscut o întorsătură cu 180 de grade, puteți să vă gândiți, având în vedere online-ul care este infinit, ca să zic așa, să faceți mici afaceri din care să vă câștigați existența și să depășim așa zisa criză. Pentru că totuși, noi românii, în România s-a lucrat în proporție de 70% în perioada asta, și anul trecut și anul ăsta. Dar, într-adevăr, noile relații de muncă au dus la reducerea locurilor de muncă pentru că s-a schimbat tipicul. Telemunca câștigă din ce în ce mai mult teren, multă lume își dorește să lucreze mult mai mult de acasă decât să se ducă la birou. Deja au intrat, suntem într-o criză, dacă vreți, de antreprenoriat, pentru că rămân clădiri care nu mai pot fi închiriate pentru că omul lucrează de acasă și atunci spațiul automat se reduce. Deci o să vedeți că în viitor asta aduce Uranus, asta aduce Vărsătorul. Deci trebuie să schimbăm inclusiv forma. Aș vrea să ne povestiți puțin și despre fiecare semn zodiacal. Da, păi m-am gândit și de aceea... Noi avem ceva timp destul de puțin și cred că această componentă a ego-ului trebuie hrănită în această dimineață. Da, bineînțeles. O să începem, bineînțeles, cu berbecul. Am făcut aceste previziuni pornind de la Mercur retrograd și pentru Mercur din Gemeni și pentru Mercurul care închide vara, practic, din octombrie, din balanță. Deci va mai fi retrograd. Deci în berbec el dizolvă conceptul de sine pe care îl folosește pentru a defini modul în care vede lumea. Poate ajuta la acestui proces păstrând un jurnal în care să-și noteze tot ceea ce visează, ideile care îi vin și să le pună în practică, să le discute cu cineva în care are încredere și poate să le pună în practică. Berbecii trebuie să permită imaginației să lucreze. Asta este important de reținut, pentru că vor avea o nouă viziune asupra ceea ce fac, asupra ceea ce lucrează și să nu-și mai facă griji de ceea ce realizează, pentru ceea ce realizează. Bun, rău, să lase lucrurile să curgă, nu să le blocheze. Taur. Acești nativi îl pot folosi pe Mercur retrograd pentru a se gândi la rolul pe care ei îl joacă în comunitate. Dacă s-au simțit izolați de relațiile cu persoanele care îi împărtășesc pasiunile sau colegii de serviciu, cei cu care lucrează, grupuri centrate în jurul intereselor sale, iată că acum au ocazia să le pună în evidență și să se facă și remarcat în cadrul acestor grupuri. Gemeni. În timpul retrogradării lui Mercur, și atenție, Mercur este primul semn stăpânit de Gemeni, de Mercur. Pentru ei va fi vital să nu se vândă prea ieftin. Odată, pe de altă parte, pentru ei este vital să-și organizeze gândurile și ideile. Ei sunt de o imaginație și de o ideație fantastică, deci îi vin ideile așa, pocnind din degete, și atunci trebuie să fie foarte atenți cum le canalizează, cum le organizează și cum le pun în practică. Este timpul să viseze la lucruri mai mari, să-și imagineze ce i-ar putea face fericiți și împliniți în carieră. Să permită deziluziilor să se reorienteze ca să se transforme într-o iluzie plăcută pentru ei, dar ei nu prea stau să viseze pentru că imaginația lor, atenție, este o mare deosebire între a visa și a imagina. Imaginația lor este tot timpul în priză, deci nu o să aibă timp să viseze. Pentru raci, energia lui Mercur retrograd dizolvă limitele pe care le-au construit în jurul lor. Racul este un semn de familie, este un semn care te îmbrățișează și uneori, de-aia se și spune că uneori te sufocă cu prea multă dragoste. Și mamele rac, în general, suferă foarte tare, mai ales mamele de băieți, pentru că ăștia, odată ce se căsătoresc, bineînțeles că au familia lor, suferă că nu mai sunt copiii aia pe care să-i îmbrobodească. Și eu am trecut prin chestia asta, în sensul că nu înțelegeam, dom'le, dar de ce mă tot întreb și mă tot sus? Și mama mea a spus așa: draga mea, 80 de ani dacă vei avea, tot copilul meu vei rămâne. Și deci ei trebuie să înțeleagă că trebuie la un moment dat să se detașeze de ceea ce este familia, să țină la familie, dar să nu taie aripile celor pe care au în grijă. Apoi va fi împins spre studiul unei culturi radicale diferită de cultura tradițională. Cine știe ce găsește, ce vede, ce îi se pare interesant și începe studiul. Nu este rău. Un sistem spiritual, și aici fac o paranteză că religia s-ar putea să cunoască, inclusiv creștinismul s-ar putea să cunoască unele schimbări, și nu vor fi schimbări de fațadă, atenție ce spun, ci vor fi schimbări de substanță, schimbări de structură. Așa, trebuie să-și facă timp și să-și lase imaginația să funcționeze. Pentru Leu, Mercur retrograd îi coboară în adâncurile, ca să zic așa, ascunse ale psihicului și dizolvă blocajele. Este foarte important ceea ce li se întâmplă leilor, și nu numai leii, și scorpionilor, că m-ați întrebat de scorpioni. Se dizolvă blocajele de la nivel psihic, blocaje care existau la nivel de inconștient. Încep să curgă niște lucruri la care nici măcar ei nu se așteptau, și asta pentru ei înseamnă ceva foarte bun. Nu au locuri de muncă, și asta e valabil pentru toate semnele. Căutați, depuneți CV-uri peste tot pe unde puteți, pentru că nu știți de unde sare iepurele. Deci o să vedeți, chiar dacă ceea ce am știut noi despre muncă s-a restrâns, apare o plajă de noi joburi, de noi specializări, și asta trebuie să luăm în considerare. Ce ar mai fi pentru ei? Foarte interesant pentru ei că pentru prima oară se duc către terapeuți, se duc către terapiile alternative. Ei care tot timpul medicina alopată și cu asta basta, nu credeau în leacurile băbești, iată că încet, încet încep să se ducă în direcția, încep să vadă, încep să spună: mă frate, stai așa că nu era bunicul și străbunicul meu chiar prost. A știut ăla de ce a folosit mierea pe post de pansament la o rană. Și încep să se ducă către terapiile alternative. O altă chestie foarte interesantă pentru ei anul acesta este că se pot căsători. Cei care sunt într-o relație și relația este stabilă, o pot duce în zona căsătoriei și chiar va fi o căsătorie reușită, deci nu trebuie să-și facă griji din acest punct de vedere. Fecioara atrage atenția asupra explorării dinamicii relaționale. Deci fecioara va trebui să înceapă să dea dovadă de maleabilitate. Va trebui să lase un pic de la fixurile ei, să nu fie atent tot timpul să disece, că asta face fecioara, disecă și firul firului în patru. Trebuie să lase lucrurile să curgă, pentru că viața este făcută și din bune și din rele. Asta trebuie să înțeleagă. Fecioara, dacă de regulă destul de târziu intră într-o relație, anul ăsta ar putea intra în relația care să-i marcheze, să-i schimbe totalmente existența. Mergem la balanță. Balanța și ea atrage atenția asupra oricărei relații care nu este corectă. Atenție, nu nesatisfăcătoare, nu este corect, adică în sensul că celebrul menaj a trois funcționează pentru ei foarte bine. Am întâlnit situații, să nu credeți că exagerez, în care am două persoane trăiau două vieți în paralel, deci aveau soția la Pitești și aveau o familie și n-au aflat de treaba asta decât în momentul decesului, când s-au trezit cu copiii din relația că vine la partaj. Deci surprize, deci balanțele pot, bărbații balanțe pot să facă asemenea surprize. Scorpion, tu trebuie să lași imaginația să curgă sălbatic, ești extrem de creativ, poți să creezi strategii din care nu doar tu să trăiești, ci să trăiască toată lumea. Are un dar, ca și leii, au un simț al banilor ieșit din comun. Deci, vedeți ce faceți anul acesta, vedeți ce faceți în vara aceasta, pentru că părerea mea este că pentru foarte multă lume vara lui 2021 aduce schimbări radicale. Asta este de reținut. Trebuie să descopere noi modalități de a se exprima, de a relaționa, nu doar cu femeile, ci și cu bărbații. Asta nu înseamnă că dacă ai un prieten foarte bun, nu poți să ai și o iubită sau un lucru, ceva de genul ăsta. Marea lor problemă este neîncrederea. Deci în momentul în care câștigă încrederea persoanei de sex opus, să știi că femeia aia va fi cea mai fericită. Săgetător, la voi emoțiile interioare îi lucrează de maniera că vă îndepărtează de sentimentul de apartenență. Deci iată că săgetătorii nu mai merg direct către ceea ce înseamnă doar familie și emoțiile, afectivitatea lor este generală. Deja dă dovadă că rezonează extraordinar de bine cu semnul vărsătorului, care este un semn foarte detașat. Încep și ei să se detașeze datorită acestor emoții și să vadă lumea altfel decât au văzut-o până acum. De asemenea, locuri de muncă, să-și caute locuri de muncă în domenii în care pot să-și pună energia la lucru, adică să fie tot timpul într-o cursă contra cronometru. Repet, și la voi, cum le-am spus tuturor, depuneți CV-uri, nu știți de unde sare iepurele. Capricorn. Pentru Capricorn, Mercur retrograd este o perioadă foarte bună de a gândi. Iar oricum este un semn introvertit, un semn care gândește foarte mult, care preferă să planifice, să pună pe hârtie, să rezolve anumite situații. De asta dată îi se cere anul acesta să nu mai fie rigid, ci să fie creativ și să își pună. Și o să vadă că feedback-ul este foarte rapid în momentul în care începe să fie creativ. Eu să știu că de foarte multe ori i-am considerat egalii Scorpionului din acest punct de vedere, mai ales că reacția prietenilor și ai familiei le asigură hrana de care au nevoie. Vărsător, tu trebuie să încerci să vezi ce mai este de gestionat și în special la nivelul finanțelor. Ca niciodată, gemenii și semnele de aer, gemeni, vărsător, balanță, au început să-și gândească bugetele, au început să țină contul banilor, au început să-și bugeteze fiecare nevoie. Ăsta este un lucru extraordinar și sunt semnele care își vor găsi deloc un job dacă nu au cel mai rapid. Sunt printre primele semne care și în sfârșit peștii, la ei elavându-l și pe Neptun în domiciliu, dezintegrează, dacă vreți, vechile construcții care țin de identitate și au ocazia să-și schimbe dramatic stilul personal și modul în care se prezintă în fața altora. Se deschid. Deci nu mai sunt mamă, dacă ai zis ceva se retrage. Nu, acum vor riposta. Deci își vor crea personalitatea pe care au visat-o și și-o doresc și mai ales cu Neptun acolo foarte multe surse de inspirație cu nemiluita, mai ales că semnul pești este un semn extrem de creativ, lumea artei abundă în acești nativi. De obicei, când aveam ocazia să aud horoscopul în platou, interveneam pentru că am prieteni în fiecare semn zodiacal, dar acum am stat liniștită și am așteptat și s-a realizat așa un soi de comunicare fantastic între noi două. Parcă simțeați că bate acel ceas al publicității. Da. Cu toate acestea simt că nu v-ați grăbit pentru niciun nativ, nicio zodie și vă mulțumesc că ne-ați trecut pragul. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Să ne revedem cu bine, iar celor de acasă le spun că o să luăm o scurtă pauză de publicitate, timp în care, cine știe, poate reușiți și voi, așa cum fac vărsătorii și gemenii și balanțele, să vă notați bugetul și cheltuielile. 5 minute, aveți timp.